Stimați colegi, vă invit să vă ocupați locurile. A început veselia la Parlament, adică munca. Mulțumim artiștilor. Mihai Popșoi și-a dat demisia de vicepreședinte al legislativului ca să meargă în fruntea Ministerului de Extern. Cu această ocazie l-a citat pe Titulescu, ca să nu creadă foștii colegi că nu știe unde merge. Dați-mi o politică internă bună și eu o să vă pot oferi o politică externă la fel de bună. Bine, domnule Popșoi, dar dumneata nu știi cu cine ai lucrat până acum? Nu-i cunoști? Păi cu ăștia care s-au trezit ca niște zombi, ținându-se unul de altul. Iată, luați politică internă. Popșoi, care în 2 ani de zile nu a pronunțat nici cuvintele mumu, stând în prezidiul Parlamentului, nu știu ce să fac eu în Ministerul de Externe. În schimb, Voronin a zis. Cuvintele mumu. La ședința Parlamentului au apărut nu doar mumu, Voronin cu ai săi comuniști și socialiști obosiți, și au arătat obrajii și cei din gruparea Șor, în frunte cu bolnava Marina Tauber. Deci ați venit să vă pregătiți de alegeri, înțelegem. Noi am venit să ne pregătim de conducerea Republicii Moldova, inclusiv și din clădirea aceasta. Așa cum am spus, am revenit să rămânem. Și cine va candida, Marina, pentru țara de care brusc ți-ai amintit? Șeful Șor e fugar, partidul Șor e lichidat, n-aveți nicio șansă. Du-te mai bine la lecuire în Israel, să iei pastiluțe, la proceduri, cât îți dau voie judecătorii noștri milostivi. Orice picior în fund e un pas înainte pentru gruparea Șor, care a fost lichidată și radiată din registrul de stat. Dacă nu există partidul, atunci el nu mai poate fi judecat, au fost de părere apărătorul lui Ilan Șor, Aurel Colenco, și învinuita de fals în declarații, Marina Tauber. Procurorii au cerut un avocat din oficiu pentru partidul Șor, pentru că nici avocatul acestuia, Vadim Banaru, nici reprezentantul Serghei Burgudji nu s-au prezentat la judecată, spunând că n-au pe cine reprezenta. Judecătoarea s-a adresat Ministerului Justiției pentru a clarifica situația despre lichidarea partidului Șor. Ministerul Justiției însă nu răspunde atât de repede la scrisori. Probabil că el colaborează cu Poșta Moldovei. Asta se numește tergiversare moldovenească, doamna procuror șef Dragalin. Foarte frumos, dragi contribuabili! Acum noi vom achita din buzunarele noastre un avocat din oficiu pentru partidul fugarului Șor, responsabil de jaful miliardului. Că el n-are! Da, здравствует! Moldavskaya mechta! Ura!